Să arăți că biserica are continuitatea Harului, una sobornicească și apostolică și a Duhului Sfânt și de 2000 de ani și îți pomenește episcopul care te-a delegat și ți-a pus mâinile pe tine să slujești Sfânta Liturghie, pentru că preoții n-ar avea voie să facă Sfânta Liturghie fără binecuvântarea episcopului. Dacă nu i-ar da antemisul, cu semnătura cui? A lui, a episcopului care răspunde de acea biserică. Mulțumesc. În timpul Sfintei Liturghii, episcopul este pomenit de 4 ori. De ce? Exact în semnul Sfintei Cruci, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin, și în numele celor 4 sfinți evangheliști care propovăduiesc Evanghelia lui Hristos. Ca să arăți că tu ești în comuniune de plină cu Biserica Hristosului Celui Viu. Ciprian de Cartagina, afară de biserică, nu există mântuire. Mie mi-a și spus unul, ești un tâmpit dacă crezi prostiile astea. Cum să mai crezi tu că există har la episcopii păcătoși, la preoți netrebnici și în zilele astea la câte erezii sunt? Și am spus, frate, când mi-a dat mie scris Hristos cu semnătură, că nu mai coboară în Sfintele Taine, te anunț și pe tine. Până atunci, eu cred în această dumnezească liturghie ca fiind, cum spune biserica, cinstitul trup a Domnului Hristos și cinstitul sânge a Domnului Hristos. Punct, restul nu mă interesează. Părerile de pe margine sunt împărțite, fiecare le păstrează în dreptul lui și le aprofundează, iar în ziua judecății dăm răspuns fiecare, invederat, fără discuție. Și după ce ți-ai pomenit episcopul, tu arăți întregului popor care este în acord cu tine și răspunde, amin. Adică așa să fie. Și după aceea se începe a pomeni clerul bisericesc. Pomenește, Doamne, pe frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi, monahii, tot clerul bisericesc și cinul creștinesc. Să arăți că ești în comuniune cu toată biserica universală. Nu contează că e din Rusia, că e din Antiohia, că e din Grecia, că e din Serbia. Ați văzut patriarhii lumii când se întâlnesc la slujbă, ei se pomenesc pe dânsii înșiși, pe capii bisericii. Pomenește pe Sanctitatea Vartolomeu, pe al Varșovei, pe al Serbiei, pe al Georgiei, pe al de unde sunt patriarhi, al Greciei, al Antiohiei. Ei se pomenesc unii pe alții să arate că sunt în comuniune. Punct. Fără aceasta, biserica se rupe de Hristos. Hristos nu s-a împărțit, e unic. Eu vreau ca tot să fie una, vreau ca tot să fie sfinți, vreau ca tot să fie desăvârșiți, vreau ca tot să mântuiască din tot ce mi-a dat Tatăl, să nu pierd pe niciunul. Punct. Hristos, arhiereul cel mare, cine nu se supune acestui arhiereu, e în afară de biserică. După ce am făcut lucrul ăsta, biserica din nou din răspunde, amin, adică așa să fie. Și intri la cea de-a doua, poporul credincios, oastea credincioasă, că noi avem și tâmpiți în popor, adică avem atei, necredincioși, tot felul de rătăciri. Nu-i judecăm, că nu asta e scopul liturghiei, dar menționăm pe conducătorii credincioși, oastea credincioasă și demnitarii credincioși care fac bine lui Dumnezeu și păzesc poruncile. Și din nou biserica îți răspunde, amin, așa să fie. Dacă ești într-o mănăstire, atunci pomenești și starețul care este întâiul stătător al obștii, din mănăstirea respectivă, sau chiar stareța se pomenește, pentru că e întâia stătătoare a maicilor acolo, povățuitoarea de obște. Și după ce am trecut aici cu vie, mai putem adăuga aceasta. Eu am prins-o și de la părintele Ilarion Bătrânu, am auzit-o din gura lui, am auzit-o și din gura părintelui Sava, am auzit-o și din gura altor preoți mai cu experiență și a părintelui Cleopa. Pot să mai spui așa, pomenește, Doamne, pe toți dreptmăritorii creștini care ne-au poruncit să ne rugăm pentru dânsi și s-au nevoie de mila și ajutorul Dumnezeu, că noi nu-i știm pe toți, Dumnezeu îi știe cel mai bine. Și atunci ai cuprins totul. Nu e o crimă dacă spui așa. Poți să spui, poți să nu spui, nu în formula liturgică, dar conștiința te îndeamnă că dacă oamenii care te-au întâlnit să spună, trebuie să mă pomenești și pe mine. Da, frate, hai să te pomenești pe tine. Pomenește-i, Doamne, pe toți care mi-au poruncit să mă rog pentru dânsi, că nu e nicio greșeală. Și biserica îți spune, amin. Cei bolnavi în spitale, cei din războaie, cei din primejde, cei din patul de suferință, cei din operații, cei din închisori, cei din dureri, cei din primejde. Știm noi dacă în ziua aceea, hai să vă dau o pildă. Un băiat ateu se plimba cu motocicleta prin șoselele Greciei.
un tir l-a spulberat și o mână nevăzută l-a luat și l-a pus pe trotuar întreg, iar motocicleta în roțile tirului s-a făcut zdrângăni, tot, bucăți. El când s-a văzut pe trotuar, în emoția aceea a văzut un chip oarecare de călugăr. Lucrul ăla l-a impresionat și după ce s-a văzut sănătos, a zis așa, am să mă duc la Sfântul Munte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest mare dar sacru al vieții, pentru că și operațiunea polițienească și rutieră, toți care au venit, a spus, este inadmisibil ca tu să fii viu dintr-un asemenea accident atât de catastrofal în care atelajul respectiv, autovehiculul respectiv, este praf, este bucăți. Și ajungând în Sfântul Munte cu cei care s-a dus, ajunge la chilia Sfântului Paisia Ghioritu, la Panaguda. Dă cu ochii de bătrân, rămâne mai la urmă și spune așa, pot să te întreb ceva? Întreabă-mă, că eu te cunosc pe tine. Și a zis, părinte, cum să-ți mulțumesc că mi-ai salvat viața? Și că nu eu ți-am salvat-o, îngerul tău păzitor. Știu că ai avut un accident de motocicletă și ai fost pus pe trotuar. În clipa aceea eram la Sfânta Liturghie și mă rugam pentru toți cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer să fie feriți de primejdie. Biserica se roagă pentru acest lucru în ectenia Sfintei Liturghii. Încă ne rugăm pentru cei ce călătoresc prin apă, pe uscat, prin aer și pretutindeni. Pentru că unul merge cu avionul, unul merge cu mașina, unul merge cu vaporul. Oricând un om poate muri. După ce am terminat cu aceasta, trecem de acum la cei adormiți. Și evident, biserica își pomenește întâi stătătorii bisericii, patriarhii, și biserica spune amin, adică ei recunoaște că au fost în biserica sobornicească și apostolească, se poate spune și mitropoliții ortodoxi, arhierei ortodoxi, nu e o problemă. Dar patriarhii sunt nominalizați în biserica ortodoxă. Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist. După aceea, se pomenesc ctitorii sfintelor locașuri, nu numai din biserica în care ești, de pretutindenea. Sunt N de mii de biserici și locașuri de cult. Poate unele s-au și dărâmat și nu mai există. Poate în unele a rămas doar crucea unde a fost Sfânta Masă. În unele locuri poate i-a rat și nici nu mai este biserica. Dar acei ctitori sunt pomeniți în cer în timpul Sfintei Liturghii. Pentru că atunci când arhiereul sfințește biserica și pune tubulețul cu sinte moaște și ăla cum se numește, înscrisul, sulul care se pune în piciorul Sfintei Mese, spune așa, veșnică pomenire ctitorii Sfântului locașul acesta și înseamnă Sfânta Masă de trei ori. Iar acolo în Sfânta Masă este un loc special unde se pun pomelnicele celor care au ctitorit și au ajutat la facerea bisericii și peste sute de ani când cineva va desface Sfânta Masă sau va avea tangență cu ea, va ști că acolo au fost niște oameni care s-au chemat așa și așa și așa. Dar în primul rând îi știe Dumnezeu că i-are în liturghie. Deci iată încă o dată de ce trebuie să fim atenți la Sfintele Daruri. Ostașii căzuți pe toate câmpurile de luptă. Vedeți, noi mai găsim prin pomenici la morți, în postul mare, la moși, la sânăta lui Lazar. Erou, 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 erou. Biserica îi pomenește pe eroi în fiecare zi. Ne rugăm pentru ostași, eroi, ce au murit pentru demnitatea ortodoxă, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru întregirea hotarilor, în închisori, în temnițe comuniste și așa mai departe. Dar nu numai temnițe, dar au fost imperii turcești, au fost habsburgic, au fost tot felul de nenorociri. Noi ne-am obișnuit că ăsta a fost ultimul regim ateu care a avut efecte mai devastatoare asupra ceea ce înseamnă intelectualitatea României și au umplut închisorile pentru că și au impus o doctrină cu forță și trebuiau să o implementeze și atunci tot ce le-a stat împotriva au ucis, n-au stat la discuție. Ei, biserica are grijă de aceste suflete permanent. Și după aceea biserica spune, încă ne rugăm, și de aici se justifică punerea sfintelor daruri pe capetele credincioșilor, pentru cei ce au adus aceste sfinte daruri, vii și adormiți. Vii sunt în biserică, se uită la noi,
Și mai pomenim o dată la Sfânta Liturghie, în finalul iectieniei darurilor, când spunem așa, și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, care v-ați adunat la această dumnezească liturghie să vă pomenească Dumnezeu într-o împărăție sa.